Scandal imens în comuna Mănești din Prahova după ce s-a aflat că locuitorii au băut timp de o săptămână direct de la robinet apă contaminată cu arsenic. Este o substanță chimică, nu dispare nici măcar după fierbere și este foarte periculoasă pentru sănătate. Direcția de Sănătate Publică Prahova este în alertă, iar autoritățile recomandă populației să nu consume sub nicio formă această apă. Reporterul Observator Bogdan Dinu este în comuna din Prahova și ne spune de ce s-a aflat abia acum că la robinet curge apă otrăvită. Bună ziua! Situația vine după ce Hidroprahova ar fi transmis cu întârziere informația către primăria Mănești. Astfel, edilul a reușit să îi anunțe pe localnici abia ieri despre problema apei potabile. Între timp, primăria a adus 5.000 de astfel de litri de apă potabilă în câte 5 containere, câte unul în fiecare sat din comună. Aici, localnicii vin și își umplu bidoanele cu apă pentru băut, dar și pentru gătit. Oamenii sunt sfătuiți să folosească apa contaminată cu arsenic doar pentru spălat și în scop menajer. Cauza pentru care s-a ajuns la această situație nu a fost încă stabilită. Reprezentanții Hidroprahova ar urma să ofere lămuriri în cel mai scurt timp. Arsenicul este unul dintre cele mai nocive metale grele și provoacă otrăvire atunci când este inhalat sau ingerat.